Dumitru Miroiu, președintele PUSL GOR, susține această inițiativă și anunță că la nivel național partidul a reușit să strângă peste 100.000 de semnături. O acțiune pe care noi am demarat-o în urmă cu 8 luni, dar s-a asistat pe perioada alegerilor, vorbesc de alegeri locale, ca să nu se interpreteze, că am folosit-o pentru campanie și s-a repornit acum pentru a încerca să adunăm un număr cât mai mare de semnături. Din câte știu eu, sunt cu cele care s-au adunat din mediul online, de pe site-ul partidului, undeva la aproximativ 100 și ceva de mii. Nu știu exact și nu vreau să spun o greșeală, dar sunt peste 100 de mii. Miroiu susține că în perioada următoare va merge pentru această campanie în toate localitățile din Gorj pentru a strânge semnături și pentru a informa cetățenii despre acest demers. Nu avem interese politice, nu urmărim să promovăm partidul prin această campanie, pentru că dacă urmăream acest lucru, această campanie s-ar fi derulat și în perioada campaniei electorale pentru locale. A fost prin 12 localități până în momentul de față, vom mai parcurge zilele acestea încă vreo 6 localități și vom închide undeva pe duminică la Rovinari. Aici la Gorj, noi am încercat să dublăm această campanie, adică am venit și cu tema noastră locală, problemele din minerit. După cum bine știți, PUSL-ul de luni bune, adică de 6 luni de când e condus de mine, tot timpul s-a poziționat pentru sprijinirea și susținerea minerilor. Cei care doresc să se alăture acestei cauze pot semna formularul chiar și online.